plus 40XY așa. Minus 24X. Da. Plus 4XY. Așa. Minus 10Y la a doua. Și plus 5Y. De ce? De fapt, e 6, nu e așa? 6Y. Plus 6Y. Dar nu e Y, e 2 ori 3, nu? Da, 2 ori 3 și Y, asta e Y. Ah, da. Nu sunt foarte aia. Suntem acum aici. Da. Plus 4X. Da. Plus, nu, minus 10Y. Da. Plus 5, plus 6. Plus 6, egal. Mai zici? 2x pătrat. Așa, mă. XY minus 3XY. Atenție! Amândoi sunt la fel. Minus 15XY plus 40XY. Cât era acolo? Minus 15. 5,40. Minus 15 plus 40. 25. 25XY. Sebă. Plus. Plus 25XY. Plus 4. Plus 29XY. Plus 29XY. Și cu XY-ul am terminat, da? Așa. Și în X acum, 63 plus 30, zic, 93, așa, minus 24, 9 și 69, deci semnul, plus, plus 69X, da, și cu 4, 73. Plus 73X. Am terminat cu X și... Da. Așa. Y la a doua. Și acum ne ducem la Y la a doua. 3Y pătrat. Minus... minus 7Y la a doua. Minus 7Y pătrat. Y. În Y. Minus 21. Minus 15. Minus 21, minus 36. Minus 36. Plus 6. Adică... Minus 10. Plus 6. Adică minus 16. Deci cât am zis în Y? Minus 36. Minus 36. Adică 30. Minus 46. Deci, minus 36 plus 6, minus 30 plus 10, minus 10, minus 40. Minus 40, da? Minus 40. Y. Și mai să mai vedem dacă mai avem... 105. Poți tăiați? Da, 112. 105 cu 6, 111. Ai observat că aveți mai repede, da? Deci nu e decât o singură soluție. Antrenament foarte mult pe semn algebră. Deci îți iei două, așa cum am făcut eu modelul ăsta, după modelul ăsta, îți iei 5-6 ghișiți. Și dai bătăi. Și dai bătăi. Și așa, așa. L-ai făcut odată. Îl mai faci o dată, fără să te uiți. Îți dă același rezultat? Da. Dacă da, înseamnă că precizia e bună. Deci fiecare îl faci de două ori. Dar nu uitându-te în urmă, independent, dar că e. Ca și cum nu l-ai fi făcut. Ca și cum nu l-ai făcut, pe altă pagină. Le-ai de roșu, faci așa. Perfect, dacă stai, asta e controlul. Să-l faci de două ori, nu ți-o dat, îl mai faci încă o dată. Și până când reușești să-ți dea același rezultat și vezi unde
E greșeala. Că Cristian, poți să-l și ajut și tu. Da. Poți să faci și chestia asta. Aș face următoarea treabă, pentru că avem niște probleme la semnul algebră, trebuie să le recunoaștem, dacă suntem sinceri. I-aș zice așa, faci o parte, el face, da. Faci chestia asta, nu de la ce rezultat sau nu? Asta e situația la care suntem și noi acceptăm realitatea și muncim, suntem sinceri și corecți cu noi ca să putem face, să crească siguranța și să avem la calcule viteză mare. Da, rapid, altfel zice, nu mi-a ajuns timpul. Păi nu ți ajunge timpul, că tu zici plus, minus, ce se fac? Stai să te gândești, dau plus, dau un minus, se trec niște secunde acolo. Unul dacă e greșit, e jumătate. Și o singură greșeală și s-a stricat tot. Deci legea semnilor, dragilor, nu e mecanic, nu e mecanic. De-aia am intrus la... Spuneam și am spus, am smătut pe lumea cealaltă, spunând continuu, că din păcate învățământul face o mare greșeală. Eu când i-am dat lui Mario 3 minus 7 plus 5 minus 9 plus 10 minus 12 plus 30, eu asta l-am dus, spre semnul algebră. Când i-am spus, mult ce cu plus rezerva în față. Că 3 minus 7 mă din asta nu poate. Și a zis, ai 3 plus 5 plus 10 plus 30 și pe urmă e cu minus. Minus 7, minus 9, minus 12 și minus 12, da? Da. Îi spuneam, ăștia-s datorii. Le adunăm, fără de datoria mare. Minus cu minus, asta făceam. Da? Minus cu minus. Iată, din clasa 1 am făcut chestia asta. Și de asta este rostul. De ce copii, dacă pornim de jos, și chestia asta, că ce cu plus îi punem pe prima poziție, ce cu minus, nu se mai întâmplă ca în clasa a șasă, la sfârșitul clasei a șasă, de deja asemenea, îi dăm mecanic, el învață mecanic, plus, minus, minus, plus, la adunare, nu știu ce, și nu are nicio logică. Când ai zis așa, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2, în loc să scriu minus 2, sunt 3 ori de al de cât? 3 de al de minus 2, nu 4, 4 ori minus 2. Deci 4 de ani de minus 2 și cât îți face? 1 minus 2 și 1 minus 2 face minus 8 aici, nu? Minus 8. Și iată cum vine 4 minus 2 face minus 8. Adică plus cu minus la mulțire face minus. Ăsta e motivul. Nu că cineva visează noaptea semnele acestea și gata, a dat legea semnilor. La clasa 6, la sfârșit, ajunge așa mesajul și se termină clasa 12 și nu știu legele. Și dacă nu știu, tot timpul îi este în panică, pentru că se dau plus, dau minus. Iar când profesorul observa chestia asta, este pe drept. Este îndreptățit să spună, n-am ce discuta. Exact. Că nu ne putem înțelege. Este, cum mai știu o limbă, da. Ori știi cuvântul acel, ori nu știi. Dar nu mecanic, am insistat în lecțiile mele, în mai multe rânduri am insistat acolo. Cred că și anul trecut, când am început de aici asemenea cu voia, când mi-a spus așa ceva. Dar la momentul potrivit am făcut-o. Deci, plus cu minus nu este o invenție a cuiva că face așa. Este tocmai. Adunarea repetată a lui minus 2 de atâte ori. Da? De ce? Plus cu minus face minus. Deci 4 de ani din minus 2. Plus 4 de ani din minus 2. Ei, și dacă îți invers, minus 4 ori plus 2. Păi, îți 2 de-al de minus 4, înțeleg atunci. Adică este un minus 4 și un minus 4. Care face minus 8. Că îți 2 de-al de minus 4. Deci plus cu minus face minus și prin somă. La mulțire și la împărțire, plus cu minus face minus. Dușmani, spuneam eu, când sunt dușmani, dau minus. Când sunt prieteni, amândoi de același fel, fac plus. Deci dacă sunt amândoi pozitivi, ca și când ai învățat 2 ori 3 fac 6, adică plus 2 ori plus 3, 2 ori 3 fac 6, iar dacă e minus 2 ori minus 3, va face tot plus 6. Că nu e unul așa și unul așa. Amândoi sunt cu minus. Un pic mai greu este aici de înțeles, dar minus 2 și ăsta e opusul lui plus 2. Și atunci când ai rezultat, îl duci în partea cealaltă, în opus. Și din cauza asta, ca să mă înțelegi un pic cu tine, aș spune așa, minus 4
ori minus 2 este egal cu, să ne înțelegem. Pe minus 4 îl poți pune ca minus 1 ori 4 ori plus 4. Da, minus 4 este minus 1 ori plus 4. Ori minus 2 și face minus 1 ăsta rămâne, ori plus cu minus, că am văzut, plus 4, 4 de ani, minus 2 face cât? Minus, minus, cât am zis? Minus 8. Și acum, minus 8, face infinit. Minus 8. Și înmulțind un număr cu minus 1, îl transformăm în opusul lui minus 8. Ca numere pe axă, uite. Aici este 0. Aici este undeva 8. Și aici este ce? Minus 8. Minus 8. Da? Da, am luat la unitate, să știu, opusul lui minus 8, că înmulțim cu minus 1, fac în opus. Opusul lui minus 8 este plus 8. Iar opusul lui 8, opusul lui 8 este minus 8. Față de 0, deși ele sunt centrate, da? Opusul lui 8 este minus 8 și al minus 8 este, iar când zic opusul, înmulțesc cu minus 1. Și acum sunt în etapa minus 1 ori minus 8, adică opusul lui minus 8 este plus 8. De aceea, minus cu minus la mulțire face plus. Da? Adică spuneam, dacă s-ar mântui pozitiv, fac plus, dacă am doi sunt negativ, fac plus. Da? Plus fac, când pe amândoi sunt ori pozitiv, ori negativ. Și la împărțire aceeași poveste este. Iar la adunare, sunt prieteni, facem, Saturn și fac semnul comun. Sunt dușmani, nu-i așa rușa, scădem de cel mai mare, cel mai mic, se luptă între ei și dă cel mai puternic învinge. Semnul cel mai puternic. Aceasta este esența și trebuie să știm foarte bine semnul acela. La revedere, dragi oameni!